Bine v-am găsit, copii curioși! Vă invit la o nouă activitate din domeniul științelor naturii. Vom vorbi astăzi despre diferitele utilizări ale apei pe care o regăsim în natură în cele trei stări de agregare. Știm deja că planeta noastră se numește Planeta Albastră datorită suprafeței mari acoperite de apă, aproximativ 70%. Dintre toate cele trei stări de agregare în care apa se află, cel mai des o întâlnim în stare lichidă. Știați că aproape 97% din apa aflată în stare lichidă este apa sărată din mări și oceane? De-a lungul evoluției sale, omul a învățat să folosească în mod eficient această resursă importantă a planetei. A construit bărci, corăbii, nave cu care a putut să navigheze pe mări și oceane, facilitând atât transportul de mărfuri, cât și de persoane. Apa mărilor și a oceanelor reprezintă mediul de viață pentru numeroase animale și plante acvatice, unele dintre acestea fiind o sursă de hrană pentru om. Datorită concentrației mari de sare, apa mărilor și a oceanelor reprezintă și o sursă importantă de sare, un ingredient utilizat de om în alimentație. Celelalte 3% de apă de pe pământ reprezintă apa dulce. Aceasta provine din mai multe surse: lacuri, râuri, pânză freatică, nori și ghețari. Apa este indispensabilă vieții. Știați că un adult are nevoie zilnic de aproximativ 2 litri de apă pentru a evita deshidratarea? Folosim apa în stare lichidă nu numai pentru hidratare, ci și pentru igiena personală și pentru diverse activități gospodărești, cum ar fi spălatul dinților, al mâinilor și corpului, spălatul hainelor, curățenia casei sau prepararea hranei. Oamenii folosesc apa în stare lichidă și în agricultură, pentru irigarea culturilor, dar și în industrie, în uzine și ateliere, pentru fabricarea unor produse. În timp, omul a descoperit că se poate folosi și de forța apei. La început, pe cursul râurilor a construit mori de apă. Mai târziu, pe râuri și fluvii a construit hidrocentrale care produc energie electrică. În stare gazoasă, adică sub formă de vapori, apa este la fel de importantă pentru noi. Aerul pe care îl respirăm conține și vapor de apă. Un spațiu cu aer uscat poate crea disconfort, ducând la iritații ale căilor respiratorii. În natură, întâlnim apa și în stare solidă, sub formă de gheață și zăpadă. Ghețarii sunt deosebit de importanți pentru noi, deoarece reprezintă principala rezervă de apă potabilă a pământului. Când temperatura aerului coboară sub 0 grade Celsius, apa trece în formă solidă, iar pământul este acoperit de zăpadă. Se pot practica diferite sporturi de sezon cu scop de recreere și distracție. Să vedem cât de atenți ați fost la ceea ce v-am arătat. Citiți cu atenție enunțurile următoare și notați A pentru enunțul care exprimă o informație adevărată și F pentru enunțul care transmite o informație falsă. Nu uitați să notați propozițiile în caiet. 1. Apa se găsește pe pământ în 3 stări de agregare. 2. Apa mărilor și a oceanelor este apă dulce. 3. Omul folosește apa mărilor și a oceanelor pentru transportul mărfurilor. 4. Ghețarii reprezintă principala rezervă de apă potabilă a pământului. 5. Viața pe pământ este posibilă fără apă. 6. Apa mării este potabilă. 7. Apa este utilizată în agricultură pentru irigarea culturilor agricole. 8.
Mările, oceanele, lacurile și bălțile reprezintă medii de viață pentru cele mai multe animale și plante acvatice. 9. Pământului îi se mai spune și planeta albastră. Verificați răspunsurile. Prima propoziție. Adevărat! Pe planeta Pământ se regăsește apă în 3 stări de agregare, lichidă, solidă și gazoasă. A doua propoziție. Fals! Apa mărilor și oceanelor este apă sărată, datorită concentrației mari de sare. A treia propoziție. Adevărat! Omul folosește din cele mai vechi timpuri rutele de navigație pe mări și oceane pentru transportul diferitelor mărfuri. A patra propoziție, adevărat! Principala rezervă de apă dulce a planetei se găsește la Polul Nord și la Polul Sud, unde sunt întinderi impresionante de gheață. A cincea propoziție, fals! Viața ființelor de pe Pământ depinde de apă. Se pare că datorită faptului că Pământul este singura planetă pe care se află apă, este și singura pe care se află corpuri cu viață. A șasea propoziție. Fals, desigur! Apa mărilor nu este o sursă de apă potabilă din cauza salinității ridicate. A șaptea propoziție. Adevărat! Apa în stare lichidă este folosită pentru irigarea culturilor agricole. A optea propoziție. Adevărat! Toate aceste locuri reprezintă medii de viață pentru animalele și plantele acvatice. A noua propoziție. Adevărat! Pământul este acoperit cu apă în proporție de 70%, din acest motiv fiind numit și planeta albastră. Aceasta a fost activitatea de astăzi, dragii mei. Sper că ați învățat ceva nou și interesant din materialul prezentat. Eu sunt Nicoleta Gâdea și vă aștept și la alte activități. Pe data viitoare!